Asociația Vasiliada și Crucea Roșie, filiala Dolj, colaborează în implementarea unui proiect cofinanțat prin programul Interreg România-Bulgaria, o poziție comunitară împotriva evenimentelor dezastruoase, pe scurt COD. Le sunt alături alți doi parteneri din Bulgaria, Asociația Free Youth Center și Crucea Roșie Bulgară, filiala Vidin. Acesta este al treilea proiect sau a treia experiență de lucru și de finanțare în cadrul programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria. În momentul de față implementăm proiectul COD în calitate de lider de parteneriat și în același timp un alt proiect în calitate de partener alături de o altă organizație din Bulgaria. Obiectivul general al proiectului este acela de a dezvolta, de a crește capacitatea comunităților rurale din zona transfrontalieră de a reacționa în mod eficient în cazul unor situații de urgență. Cu toții avem în minte că Doljul în urmă cu câțiva ani s-a confruntat destul de serios cu inundații, dar în același timp există riscuri și pentru alte situații de urgență care se pot întâmpla, de aceea am considerat că este important să lucrăm cu comunitățile locale, cu oamenii de acolo și să-i pregătim să știe cum să reacționeze corect într-o situație neprevăzută. Proiectul a debutat cu o activitate în care am comunicat comunităților din zona de frontieră despre proiectul nostru, în activitatea de promovare. Practic ne-am propus să mergem în 15 comunități rurale, să le povestim despre ceea ce ne propunem să facem în proiectul acesta și ulterior să, după ce diseminăm practic ideea proiectului și viziunea noastră vis-a-vis de pregătirea comunităților pentru a reacționa în situații de urgență adecvat, să putem să selectăm din cele 15 comunități vizitate 10 în care să lucrăm în mod structurat și intensiv pe tot ceea ce înseamnă pregătirea lor și a unităților de voluntari din cadrul fiecarei comunități în domeniul intervenției în situații de urgență. Activitățile din cadrul proiectului se desfășoară în oglindă în România, județul Dolj și în Bulgaria, în Vidin și Montana. Cele 10 localități din Dolj selectate pentru a participa la proiect sunt Bistreț, Valea Stanciului, Negoi, Călăraș, Ostroveni, Măceșul de Jos, Cârna, Giurgița, Goicea și Urzicuța, multe dintre ele trecând prin momente dramatice la inundații în urmă cu 10 ani. Perioada de promovare a proiectului ne-am întâlnit cu 479 de cât de preciși am fost de persoane, 247 din România și 232 din Bulgaria. Proiectul COD nu este și n-a fost gândit de la început ca un proiect predefinit, scris în birou de niște oameni care cred ei că așa e bine să se întâmple în comunitățile rurale privind intervenția în situații de urgență, și așa se va și întâmpla. Nu am gândit proiectul ca partea lui de conținut și de abordare și de ceea ce oferim comunităților să fie construită cu oamenii pe exact nevoile pe care ei le au în comunități. Până în momentul de față au avut loc, pe lângă activitățile de promovare și de realizarea cercetării, două întâlniri cu experți din România și Bulgaria. Cred că sună pretențios termenul acesta de experți, pentru că de fapt am vrut să invităm la aceste întâlniri oameni din comunitățile respective care au responsabilități în general formale legate de organizarea intervenției în situații de urgență. Până în momentul de față au avut loc, așa cum vă spuneam, două întâlniri. La prima întâlnire am prezentat rezultatele cercetării din România și Bulgaria și am consolidat raportul de cercetare, dar în același timp ne-am consultat cu cei 10 oameni din România și și alți 10 din Bulgaria cu privire la ce tipuri de programe de instruire
ar fi necesare în comunitățile lor și am dezvoltat împreună la acea întâlnire termenii de referință care au stat la baza elaborării metodologiei de pregătire din cadrul proiectului. Toate aceste întâlniri din comunități au stat la baza stabilirii metodologiei cursurilor ce urmează a fi susținute în cele 10 comunități. Pentru cele de prim ajutor, un rol important îi revine filialei locale de Cruce Roșie. Vor fi cursuri dedicate, așa cum vă spuneam, pentru unitățile de voluntari, cursuri de prim ajutor și un curs de intervenție în caz de dezastru, un training pe managementul riscului, acesta este pentru persoanele de decizie din cadrul autorităților locale, apoi pentru persoanele care lucrează în zona de servicii sociale, un curs de prim ajutor, iar pentru psihologi, așa cum vă spuneam, un curs pentru suport psihologic destinat persoanelor afectate de un dezastru, dar în același timp și am gândit în conținutul cursului și câteva module pentru pregătirea persoanelor la modul general de a reacționa așa cum trebuie într-o situație neprevăzută. Atât în România cât și în Bulgaria vom avea în programele noastre de instruire minim 480 de persoane, oameni din structurile pe care vi le-am amintit. Oamenii aceștia vor trece prin cursuri de prim ajutor, vor fi 10 cursuri de prim ajutor, 30 de cursuri pentru intervenție în caz de dezastru, 6 cursuri pentru managementul riscului, alte 6 pentru prim ajutor dedicate oamenilor din asistență socială și 2 cursuri pentru psihologi. Desigur, toate se vor întâmpla atât în România cât și în Bulgaria, jumătate în România din cursuri și jumătate în Bulgaria. Vom avea, după perioada de instruire, o acțiune comună cu partenerii din Bulgaria de o simulare de intervenție într-o situație de urgență. Comunitățile vor primi de asemenea echipamente ce vor fi predate unităților de voluntari pentru a fi utilizate în caz de urgență. 2 pompe de stins incendii, o stație de comunicare radio, 10 kituri de prim ajutor, 10 veste reflectorizante, 10 măști de praf și o coardă pentru salvare în caz de NEC. Proiectul se va finaliza în februarie 2018 cu un forum la care vor participa toți cei implicați în proiect.